ca lumea să fie încurajată, să n-aibă cheltuială? Am observat în spațiu public o tendință de a discuta și de a încuraja vaccinarea persoanelor cu tot felul de facilități. Mai în glumă, mai în serios. Cred că a fost întrebat și prim-ministru care sunt bonificațiile pe care le poate acorda statul pentru vaccinare. Încadrez și această întrebare dumneavoastră tot la capitolul facilități, dar din păcate nu avem astăzi un cadru legal să putem oferi facilități pentru cei care se vaccinează, iar dacă acest lucru poate ar însemna și aspecte mai inedite care țin de parcul de agrement. Pensionarii au astăzi abonament gratuit la societatea care asigură transportul public în comun, atât cu autobuzii cât și cu microbuzii. De asemenea, și elevii. Și nu cred că o astfel de facilitate ar încuraja un număr mai mare de persoane să vină la Cluj și să se vaccineze. Dacă acesta este impedimentul, putem gândi și o modificare a regulamentului transport public, dar nu este oportun din punctul meu de vedere în acest moment. Ați putea suporta dumneavoastră din bugetul personal, Gheorghiule? Ca să nu mai... Să vă răspund, sau? Mă rog. Știu că nu veți face asta.